Bun venit la primul interviu al Open Connect numărul 1, sezonul 2. Suntem în Starbucks Mall Vitan și vom sta de vorbă cu Florin Anghel. Bună, Florin! Bună, Dragoș! Pentru cei care se uită pentru prima dată la noi, povestea acestui interviu este la modul următor. Fiecare din cele patru pitch-uri este prezentată la Open Connect, este pus într-un poll, într-un sondaj, iar cei care se uită live la streamul TV transmis de LTV votează în timpul sesiunii de mentoring cel mai interesant pitch. Cel mai interesant pitch primește un interviu live de aproximativ 10-15 minute după fiecare ediție Open Connect. Suntem aici pentru că pitch-ul câștigător a fost pitch-ul lui Florin Anghel, și anume PM Workshop, așa se numește el, o să ne dai tu mai multe detalii. O să începem foarte simplu prin a te prezenta. Cine ești, Florin Anghel? O întrebare mai grea de atât. Sunt lector la ASE București, la Facultatea de Management. Am rămas în ASE ca să dezvolt un business game, o simulare managerială. Am avut ocazia să lucrez într-un colectiv care avea o experiență fabuloasă în domeniul ăsta, puțin cunoscută în România. Am mers apoi către zona de management de proiect, am făcut un doctorat pe managementul proiectelor, dar sufletul mi-a rămas la jocuri. Am zis că nu m-am maturizat suficient și îmi place forma asta de învățare activă. De fapt, sunt un adept al învățării proprii, autodezvoltare. Nu cred că cineva te poate învăța ceva, cred că tu înveți și promovezi asta atât cu studenții mei, cât și în cursurile pe care le fac în afara ASE-ului. Ok, am aflat câte ceva despre tine, acum vreau să ne spui ce, într-o singură propoziție, ce reprezintă pitch-ul tău, doar într-o singură propoziție. Pitch-ul meu reprezintă primul pas spre vânzarea acestor workshop-uri pe care le ofer. E un prim pas acestor în demersul care? Meu acestor antreprenorial. Acestor workshop-uri care? Acestor workshop-uri, acum avem pe acesta de managementul proiectelor, urmează și un workshop pe Business Model Canvas, vor fi o serie de jocuri. Vreau să mai dezvolt unul pe partea decizională. Era mai mult decât o propoziție, deci practic vreau într-o singură propoziție. Bun, acum vreau să ne spui detaliat ce ai spus în pitch. Ai avut un pitch de 50 de secunde, te-ai înscris foarte bine în timp. Vreau să ne spui exact ce prezinți ca și cum ai prezentat în pitch, dar gândește-te că ai la dispoziție 3-4 minute pentru a povesti celor care se uită la noi despre ce este vorba, ok? Ca profesor și trainer în diferite proiecte, sigur că apelez și eu la slide-uri, sigur că fac tot felul de prezentări și am asistat la foarte multe prezentări. Sentimentul pe care l-am avut este că, deși e ok, în momentul respectiv informația în timp se pierde. Mi-am dat seama că sunt mult mai eficiente metodele bazate pe interactivitate. Și atunci am introdus treptat acest lucru în tot ceea ce fac, fie că e vorba de școală, fie că e vorba în afară. Ce propun acum în acest pitch este de fapt o suită de experiențe, jocuri, care, ca să dau așa un pic de aromă din ceea ce urmează să se întâmple, utilizează un arsenal care îl cam port după mine în portbagajul mașinii, format din jocuri de puzzle, macaroane, ouă. O să vă aduceți aminte inclusiv de jocul Piticot. O să fiți puși în situația cei care participă să luați decizii, să lucrați în echipă cu ceilalți colegi, să fiți competitivi și câteodată să vă dați seama că nu trebuie să fiți chiar competitivi. Deci, eu cred că e un prilej de a învăța, cum nu de foarte multe ori avem ocazia și mai ales pentru acest eveniment, cred eu că e specifică, rămân niște lucruri. Foarte mulți dintre cursanții mei își aduc aminte, măcar imaginea oului spart și alte lucruri de genul ăsta. Care este rolul acestor workshop-uri? Se întâmplă așa pur și simplu? Ce înveți? Înveți să fii zugrav? Înveți să fii sudor? Ce înveți la workshop-urile astea? Nu, înveți să lucrezi mai bine într-un proiect. Eu zic de foarte multe ori că cei care vorbesc despre managementul proiectelor uită că în primul rând este vorba de management. Și înveți să lucrezi cu ceilalți, înveți să interacționezi, vezi
foarte, sau de fapt de multe ori o să observ eu cum ai acționat într-un anumit context și o să-ți atrag atenția să fii mai atent la contextul respectiv și la modul tău de a acționa. Deci, pe scurt, dacă mă întreb ce înveți, înveți să faci management la un nivel mai bun. Dar, repet, management de proiect, evident că sunt, lucrăm pe mici proiecte. Trebuia menționat pentru că nu ai spus niciodată până acum despre ce este vorba, da? Deci, management de proiect, că sunt jocuri, că sunt chestii de astea, e management de proiect. Și management de proiect, așa că scriem noi pe colțul unui șervețel că e management de proiect sau este, se obține și o acreditare în urma acestui curs? Da, eu nu sunt un foarte mare adept al acreditărilor, dar da, pentru cei interesați putem să venim cu un modul de teorie, teoretic, astfel încât la sfârșit să poată da un examen, să obțină o diplomă acreditată. Eu știu că există o cerere în piață și atunci nu ai cum să nu te mulezi. Dar interesul meu este în primul rând să promovez această dezvoltare de abilități. Deci asta îmi propun în primul rând și dacă e nevoie și de o hârtie care spune că ok, ai niște cunoștințe, e în regulă, putem să facem. Când, unde și cât durează? 6-8 septembrie, asta înseamnă 6-7-8. M-am gândit la un program de 4 ore vineri, 8 ore sâmbătă, 4 ore duminică. Locația este Smart Change, o locație în zona Pieței Romane. Ce este Smart Change? Un bar? Smart Change, da, e un fel de bar, o ceainărie, să spunem, dar cu un alt profil față de ce întâlnim obișnuit, orientată către zona de jocuri, cursuri, deci nu e un bar propriu zis. Locație orientată către chestii de genul ăsta. Da. E prima dată când faci lucrul ăsta? Așa cum spuneam, am cred că peste 1000 de ore de training în afara ASE-ului. E drept că am folosit orele din cadrul ASE pentru a experimenta foarte multe activități. O activitate dintre asta de training o iei dintr-o carte, din diverse surse, poate particip la ele de foarte multe ori, dar trebuie să le aplici de foarte multe ori. Și am avut ocazia să fac asta cu studenții mei, dar am avut ocazia și în afară de foarte multe ori. Cam asta fac când ies din ASE și fac cursuri. Lumea care a fost la cursurile mele știe că eu merg aproape exclusiv pe activități. Adică de obicei... Nu e prima dată când faci chestia. Nici într-un caz nu e prima dată. Okay. Cum vezi acest proiect al tău peste un an de zile? Peste un an de zile sper să reușesc să promovez suficient de bine aceste workshop-uri și ce îmi doresc de fapt, unde mă simt foarte bine, este să dezvolt cât mai multe activități. Îmi plac foarte mult activitățile. Am citit undeva la un moment dat... O secundă. Să dezambiguizăm termenul de activități. E vorba de activități adiacente în învățare, da? De elemente de practică, nu? Ceva de genul ăsta. Să le punem o denumire, eu mă feresc câteodată de denumirea asta, să le punem jocuri de training, să dezvolt jocuri de training. Și asta spuneam că am citit undeva că îți dai seama că e slujba potrivită pentru tine în momentul în care îți solicită creativitatea. În momentul în care simți că ceea ce dai tu vine din zona aceea creierului care are legătură cu creativitatea, atunci ești ok. Și eu mi-am dat seama că pot fi creativ în zona asta, am foarte multe idei pe care vreau să le pun în practică și peste un an de zile sper să ajung la nivelul în care să dau mai departe aceste activități. Ok, sună interesant. Cum te vezi pe tine peste un an de zile, personal? Peste un an de zile mă văd mult mai focusat pe zona asta. Vreau în același timp să îmi păstrez lucrurile pe care le fac în ASE cu studenții, pentru că mi-e foarte drag și ce fac acolo, mai ales pe zona de antreprenoriat și glumind așa pe jumătate, demersul ăsta are legătură cu cursul meu de antreprenoriat de la școală, pentru că vreau să și le arăt studenților că și fac, nu doar vorbesc despre asta. Am înțeles. Vreau să-mi spui două cuvinte despre Open Connect și experiența ta cu Open Connect. Open Connect a apărut din întâmplare în activitatea mea, a devenit un obicei, joi dimineața, dacă nu sunt aici, sunt sigur în fața calculatorului. Deja mi-am și fixat orarul pentru școală, să nu am cursuri joi dimineața, ca să pot să mă uit la Open Connect. Se pare incredibil pentru mine, pentru că pot să am acces la foarte mulți antreprenori, să văd profil,
mă ajută pentru ce fac la școală, să înțeleg mai bine fenomenul ăsta de antreprenoriat. A fost în același timp un prilej să cunosc o grămadă de oameni foarte interesanți. Sunt oameni care fie chiar acum... Roxana a fost și în bootcamp cu noi și am văzut ce înseamnă freelancer. Pentru mine a fost un pic de o revelație în sensul ăsta, pentru că de obicei zici freelancer, te gândești la cu totul și cu totul alte lucruri decât poate ce înseamnă. Și am observat că înseamnă foarte multă dăruire, foarte multă muncă, specializare intensivă pe un domeniu. Chiar am învățat multe în Open Connect. Ok. Florin, mulțumesc mult pentru prezența aici, felicitări pentru pitch și mult succes cu proiectul tău și cu activitățile. Florin a fost unul din participanții la cel de-al doilea bootcamp Open Connect, unde a ținut un curs, un workshop despre Business Model Canvas, un workshop foarte reușit, toate workshopurile din bootcamp au fost reușite, de altfel, dar și cel al lui Florin a avut multe lucruri de spus. Pentru cei care se uită pentru prima dată la acest interviu, o scurtă recapitulare a evenimentului. Open Connect, un eveniment de antreprenoriat, eveniment de networking pentru antreprenori, care are loc în fiecare joi dimineața de la ora 9:30 la Starbucks Molvitan. Are o structură fixă. În prima parte vorbim, ne prezentăm, vorbim fiecare despre ce putem oferi și ce așteptăm de la Open Connect. În cea de-a doua parte se performează 4 pitch-uri, 4 prezentări de proiecte, de evenimente, de idei de business. După cele 4 pitch-uri urmează un slot de mentoring în care o persoană care are o anumită expertiză peste medie într-un anumit domeniu și expune expertiza sau generează întrebări sau creează un fel de awareness pe zona respectivă. Acesta a fost interviul, primul interviu de la Open Connect sezonul 2, Open Connect numărul 1 sezonul 2. Ne vedem joia viitoare, sunt Dragoș Rouă, la revedere!